ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariotianul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lichean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi nu mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun, că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Amin. Vă rog să ocupați-vă. Așa cum spunea și fratele Iulian, cred că și eu simt același lucru. Sunt un prieten al bisericii și aș vrea să cred că e chiar mai mult decât atât. În moment ce particip la cină, la cină participă familia. Eu așa știu că într-o casă, la cină participă familia. Mă consider acasă, e una din bisericile pe care am vizitat-o cel mai mult în diaspora europeană și cunosc foarte mulți frați. Iar mă uitam în sală și așa pe când vin, mi-aduc aminte nume, persoane, povestim, ieșim în oraș. Și cred că relațiile s-au făcut tot mai bune. Domnul să vă binecuvinteze. Este a doua cină la care particip cu dumneavoastră și mă bucur că pot să fiu la masa Domnului. E o sărbătoare, cum spunea și fratele Iulian, o sărbătoare deosebită la care participăm toți cei care suntem în trupul lui Hristos. Ne amintim de moartea Lui, ne apropiem de trupul și sângele Lui și primim viață. Domnul să dea viață din belșug în familiile care au nevoie, în sufletele deznădăjduite și toți să căpătăm din Harul Lui Dumnezeu ca să mai străbatem încă pustia acestei lumi. Cum spunea și fratele, vin și într-o zi de bucurie, cum spuneam de Vechiul Testament, imediat după ce am plecat de la dumneavoastră, cred că ultima oară a fost în mai, la nuntă la Ovidiu și imediat după nuntă m-am dus acasă hotărât să mă însor și eu. Și n-a durat mult că în iunie, la început, am și găsit-o. De mulți ani îmi spunea pe eu, o să vin la el la grup, care are multe fete bune. Dar n-am vrut. Și de mult îmi spuneam, hai că am fete bune. Mă gândeam, nu, în banat nu trebuie. Suntem cu prejudecăți de multe ori. Și spuneam, hai să mă duc. Într-o singură zi, după o cercetare scurtă, mi-am dat seama care e pentru mine și este aici cu noi. Dacă Domnul ajută, exact în două săptămâni îți mire. Dați seama ce pregătire am făcut dacă sunt aici. Însă ne rugăm Domnului și rugați-vă și voi să iasă nunta bine. Când am programat turneul, n-am știut de nuntă. Turneul l-am programat mai de mult și nu puteam să îmi retrag promisiunea. Nu știam când o cer și dacă zice da sau nu. A zis da și am pus nunta imediat după acest turneu.
Mă bucur că Dumnezeu a lucrat și în privința asta și încurajez tinerii care au așteptat mult și care încă așteaptă să nu deznădăjduiască. Pentru că Dumnezeu nu are ceasurile cum le avem noi. De multe ori mătușile, neamurile fac o presiune colosală. Ce faci? Ce faci? Când vine rândul? Mi-era groază de fiecare nuntă, la care era aceeași întrebare de fiecare dată. Însă oamenii nu înțeleg ceasul lui Dumnezeu și metodele lui Dumnezeu, că nu toți oamenii sunt la fel și Dumnezeu are toate lucrurile frumoase, dar numai la vremea lor. Mai repede te poți încurca. Și eu cred că o lucrare bună, făcută la o vreme nepotrivită, poate să devină un blestem. Voia lui Dumnezeu se împlinește la timpul lui Dumnezeu, de aceea toți tinerii să nu descurajeze, că Dumnezeu nu a uitat nici de mine, nici de tine, așa cum nu uită că trebuie să vină toamna în Spania și scade temperatura, nu uită că și peste noi vin anumiți ani și avem anumite nevoi, pentru că Biblia spune că Tatăl nostru, Cel Ceresc, știe de ce aveți trebuință. Domnul să vă binecuvânteze pe toți tinerii. Spuneam și ieri că am un obicei ca la cina Domnului să mă apropii de un detaliu al cinei Domnului. Un detaliu al răstignirii. Un detaliu al săptămânii mari. Alteori îmi place să vorbesc despre inscripție, despre hainele lui Hristos, despre cele două cruci din stânga și din dreapta. Astăzi, mintea mea s-a dus la un vas cu apă. În Săptămâna Mare, Ligianul apare de două ori. Scriptura ne povestește că Iisus, la cina cea de taină, către finalul cinei, va spune aici, înainte de praznicul Paștelor, atunci când ei se pregăteau, într-o seară, Iisus știa că i-a sosit ceasul și a vrut să învețe pe ai săi ceva. Era una dintre ultimele lecții. Și să știți că atunci când mergem la facultate sau undeva la un masterat, ultimele lecții sunt foarte importante și sunt foarte grele. Iisus, pentru că știa că pleacă, vrea să dea o ultimă lecție grea, care a stârnit împotrivire și tulburare chiar în rândul apostolilor. Și aș spune că această lecție stârnește tulburare până ziua de azi. Tocmai de aceea trebuie să recunoaștem că predicăm rar de aici. Spălarea picioarelor încă stârnește discuții, pentru că este o lecție grea, care ofensează mândria specifică cărnii. Și Biblia spune că Iisus îi învață lecția luând un lighean. Și încercând și începând să spele picioarele apostolilor. Și spune Biblia că întâi a venit la Petru. Și Petru sare ca azi. Doamne, mie să-mi speli picioarele? Nu se poate. Era o ofensă. Era o lecție prea grea. Îl tulbura atâta umilință din partea celui care era Domn și Stăpân. Domn și Învățător, cum spune el însuși. Și Mântuitorul spune, Petru, dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine. Înțeleg de aici, frașezilor, că dacă nu învățăm lecția, învățătura din spatele acestei pilde, nu putem să avem parte cu Domnul. E o lecție prea importantă ca noi să putem să o ocolim. E ceva prea radical și fundamental în viața de credință, așa încât nu putem să nu învățăm ce a vrut El să ne învețe. Când află Petru asta, sare în extrema cealaltă. Doamne, spală-mi și mâinile și capul. E specific naturii umane să sară în extreme. De la nimic la prea mult. Și vedem mereu astăzi. Să știți că îmbătarea și echilibrul este foarte rar. Numai de aceea și în politică nu există centru. Ori e stânga, ori e dreapta. Măcar politicienii recunosc. Noi de multe ori avem impresia că noi suntem pe mijlocul cărării neprihănirii și că de la noi se trasează stânga și dreapta. Însă trebuie să fim atenți că echilibrul este foarte rar. Și văd mereu atitudinea lui Petru mulți frați. De la o viață lumească sau la o extremă conservatoare, ultraconservatoare. Dacă înainte nimic nu era păcat, acum și ce nu-i păcat, e păcat.
Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne învețe cumpătarea. Echilibru. Spunea Biblia, nu fi peste măsură de rău, dar nu fi nici prea neprihănit. De ce să te pierzi singur? Dumnezeu nu a iubit niciodată extremele și iată că pe Petru îl învață în primul rând să fie cumpătat. Și asta ne învață cina Domnului, să avem echilibru în viața de credință, să venim cu umilință la Dumnezeu și El să ne binecuvinteze. Până la urmă, lecția este învățată. Apostolul o învață. E bine, același Ligian apare în aceeași săptămână în altă parte, în pretoriul lui Pilat. Scriptura ne învață și ne spune că Pilat, stând de vorbă cu iudeii, a ajuns la o contradicție flagrantă. Ce facem cu Iisus? Îl răstignim sau îi dăm drumul? Nu prea le plăcea iudeilor de atitudinea lui Pilat, pentru că Pilat avea de gând, spune Scriptura, să-i dea drumul. Însă nu i-a dat drumul, doar avea de gând. Și pentru că avea de gând să-i dea drumul, foarte mult asta i-a tulburat pe iudei. Și pentru că spune Scriptura că a văzut Pilat că lucrul acesta făcea multă zarvă, spune Biblia că la un moment dat s-a dus și a zis: aduceți-mi un vas cu apă, mă spăl în fața poporului și sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit. Și continuă, el spun, așa cum spune Scriptura, treaba voastră. În Matei, în capitolul 27, spune foarte clar Biblia: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Și în fața poporului întreg, își spală mâinile în semn de nevinovăție. Aș vrea să prezint în contrast cele două ligiene, cele două vase, cele două învățături, cele două atitudini pe care trebuie să le avem la cina Domnului și față de spălarea picioarelor. Ligianul lui Pilat este ligianul desvinovățirii. Pilat face ce face fiecare om. Să știți că asta știm cel mai bine. Ne-a învățat străbunica noastră Eva și strămoșul nostru Adam. Doamne, nu-s eu de vină. E Eva. Eva, cum stai? Păi nu-s eu de vină, e șarpele. Încă din grădina Edenului stă scrisă noi atitudinea asta de a ne ascunde, de a ne dezvinovăți, de a arăta că nu suntem chiar așa de păcătoși. Asta ne învață ligianul lui Pilat. Dezvinovățire. Sunt nevinovat. Treaba voastră. Însă, frate și surori, în Arganda, vreau să mă întreb. Nu era treaba lui? Nu era el cel care trebuia să decidă între a-l răstigni pe Hristos sau a-l elibera? N-a avut Dumnezeu pentru el suficientă revelație încât să poată să decidă corect? Predicam chiar ieri despre faptul că Dumnezeu lasă semne. Dumnezeu nostru nu doarme. Dumnezeu lasă semne fiecărui om. Nimeni nu poate spune că nu este în măsură să aleagă binele sau răul. Pilat a avut mai mult decât suficientă revelație ca să poată decide pentru Iisus. Spune Scriptura că nevasta lui a visat un vis. Și a transmis o vorbă. Să n-ai treabă cu neprihănitul acesta, pentru că m-am chinuit grosav din pricina lui în vis astăzi noapte. Știa din revelația nevestei că este neprihănit. Mai mult, stă de vorbă cu Mântuitorul. Dacă stăm să ne uităm atent, tâlharul s-a mântuit fără să aibă o discuție atât de teologică. O discuție foarte simplă. Hristos îl neglijează mai mult pe tâlhar și oferă mai mult lui Pilat. Și totuși, tâlharul se mântuiește și Pilat, în urma unei discuții care îi spune că este împărat și că împărăția lui din lumea aceasta, totuși Pilat îl respinge. Și se dezvinovățește zicând, nu-i treaba mea, e treaba voastră. Dragi creștini, era chiar treaba lui. El era acolo să decidă pentru sau împotriva lui Hristos. Ce facem noi, dragi creștini, atunci când venim la cina Domnului? Care este atitudinea noastră vis-a-vis de trupul și sângele Domnului față de această sărbătoare care ne învață atât de multe lucruri? Nu cumva suntem și noi tentați să ne dezvinovățim? E bine, ligianul lui Hristos ne învață total altceva.
Aici, dacă ne uităm atent în Ioan, în capitolul 13, avem o învățătură foarte adâncă. Mântuitorul începe și predică. În lângă discuția cu Petru, are o predică frumoasă și spune așa. Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele picioarele. Ca să fie curat de tot. Trebuie doar să-și spele picioarele. Și voi sunteți curați. Dar nu toți. Ligheanul de la cina Domnului ne aduce aminte despre iertarea de păcatele făcute în timpul pocăinței. Și bine spuneam un frate aici, la ora de rugăciune, că dacă stăm sinceri înaintea lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că avem păcate și după botez. Nu că trăim în păcat. Cine trăiește în păcat, spune Biblia, este rob al păcatului. Și cine trăiește în păcat, nu este din Dumnezeu. Noi am fost născuți din nou, avem o natură dumnezeiască și nu mai trăim în păcat. Însă, aici este o deosebire foarte interesantă și subtilă între două stări. Spune Mântuitorul, voi sunteți curați. Noi toți suntem curați prin sângele Mielului. Suntem iertați de păcatele trecutului nostru. Însă aici cuvântul Domnului continuă și spune, dar ca să fiți curați de tot. Vreau să fim foarte atenți și să facem o deosebire clară între a fi curat și a fi curat de tot. Nimeni dintre noi nu este curat de tot. Pentru că umblăm în lumea aceasta și de câtea ori se lipește de noi răul. Dacă ai fi curat de tot, frate și soră, ai fi murit. Erai la Domnul cu îngeri. Din moment ce astăzi ești în biserică, la cina Domnului, înseamnă că încă nu ești curat de tot. Și tocmai asta ne amintim la fiecare cină. Că Hristos ne iartă păcatele. Curat nu înseamnă curat de tot. Și Mântuitorul ne dă și un exemplu foarte frumos din cultura evrească. Spunea, voi v-ați scăldat. Evreii erau niște oameni foarte curați. Să știți că n-au inventat europenii și americanii dușul în fiecare zi. Evreii au fost un popor foarte curat. Aveau acele spălări ritualice prin care se curățeau. Mereu și mereu. Erau foarte curați. Însă, în cultura evrească, ori de câte ori intra într-o casă, gazda trebuia să-ți spele picioarele. Și Iisus ne arată această imagine frumoasă și zice, voi v-ați spălat, sunteți curați, dar umblând în lumea asta, prin nisipurile astea ale Galilei, v-ați curățit pe picioare. Este o imagine foarte sugestivă a umblării cu Dumnezeu. Suntem curați de sângele Mielului. Dar umblând în lumea aceasta, praful se lipește de picioare. Și ce mare trebuie să înțelegem la spălarea picioarelor, că Iisus ne iartă iarăși și iarăși și iarăși. Ce Dumnezeu bun avem! Glorie Lui! Ne iartă și după 10 ani de pocăință, de vorbele mele pe care le-am spus, de gânduri, de atitudini, și venim iarăși și spune, Doamne, iartă-ne încă o dată. Ligheanul dezvinovățirii este pus în contrast de Sfânta Scriptură, de ligheanul pocăinței. Tocmai asta trebuie să facem la fiecare cină, să recunoaștem, Doamne, suntem curați, dar nu de tot. Doamne, mai iartă-ne încă o dată. Doamne, mai dă-mi încă o dată putere să nu mă mai cert în aceasta. Cina Domnului este ocazia pocăinței repetate. Viața cu Dumnezeu, dragi creștini, este o pocăință permanentă. Tocmai de aceea Dumnezeu a poruncit ca această sărbătoare să fie sistematică. Și bine spunea fratele păstor, el n-a poruncit să facem neapărat sărbătorile celelalte, să le ținem, Paște, Crăciun. Însă a considerat absolut necesar să ne poruncească să readucem mereu și mereu cina Domnului. Pentru că învățătura din spatele ei este atât de importantă. Și iată o învățătură. Avem nevoie de pocăință la fiecare cină. Ne pocăim iar și iar de păcatele făcute în timpul pocăinței. Pocăința nu e o dată în viață. Eu am pe foarte mulți zic, frate, m-am pocăit în anul 1980.
Și mă gândesc, Doamne, cum să fie? Cum adică din 80 de ani ai pocăit? De 30 de ani nu te-ai pocăit? Pocăința ține o viață, frate și surori. De când ne naștem în nou și până intrăm în rai, tot ne pocăim. Mă uitam în Coloseni, capitolul 3, la un cuvânt care spune așa. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Noi am murit. Firea pământească, spune în Romani, a fost îngropată cu Hristos. Ca să trăim o viață nouă. Și mă uitam numai două versete mai jos. Dacă în versetul 3 spune, voi ați murit, în versetul 5, Apostolul Pavel spune, de aceea, omorâți mădularele voastre. Nu spun, Doamne, n-ai spus că am murit? Am murit. Dar tot Biblia spune că până murim fizic, trebuie să mai omorâm. Frașul să nu scăpăm așa de ușor de firea pământească. Ea poftește împotriva Duhului o viață întreagă. De aceea Apostolul Pavel spune pe Duhul Sfânt, omorâți! La fiecare cină, frate, omorâm! Și spune clar ce? Curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia. Auziți? Lăcomia, închinarea la idol. Poate la cina Domnului trebuie să mă pocăiesc de lăcomie. Lucrez prea mult. Domnul spune, ai murit, ai fost îngropat în botez, ai înviat, dar încă mai ai de omorât. La cina Domnului, ori de câte ori ne spălăm pe picioare, ne amintim, încă trebuie să fim iertați. Că trebuie să omorâm. Frații mei, omorâți. Spuneam mereu și îmi place imaginea aceasta. Românul este obsedat de conservare. Păstrăm lucrurile până nu mai au nicio valoare. Nu ne place să pierdem. Mă uit pe străzile României și în 2012 românii încă merg cu daci. Până le pică roțele. Leagă cu sârmă, pune un șurub. Orice, cu funia. Și ține de dacia aia până nu mai poate. Guvernul român a văzut obsesia românului pentru a păstra. A dat seama că unii sunt în starea să omoare oameni cu acele rable. Românul a inventat programul rablă. Prin care guvernul României spune, dăm rabla ta și îți dau și bani. Numai nu omori oameni. Atât de radical trebuie să fie guvernul cu noi, pentru că ne place să păstrăm, să cârbim, să improvizăm. Exact așa este omul cu firea pământească. O cârbim, o îmbunătățim, vrem să fie un pic mai bună, o botezăm, o facem penticostală, dar să rămână. Ne e drag de ea. Însă Biblia spune, omorâți. Frașilor, omorâți. Dumnezeu a inventat un program rabla pentru firea pământească. Nu o cârbiți, nu o îmbunătățiți, nu o legați cu sârmă, nu o botezați, omorâți-o. Nici o șansă nu are omul să trăiască pocăința în firea pământească. Spun mereu. Vreau să o repet și asta. Este o revelație pentru mine. Credeam că trebuie să mă fac mai bun. Nu trebuie să mă fac mai bun. Trebuie să mor. Și să trăiască Hristos în mine. Gloria Lui. Spunea Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta e pocăința. Și spunea Romani, cuvântul Domnului așa, legat de firea pământească pe care noi tot o îmbunătățim așa. Și spunea, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este o vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci și ea, auziți, firea pământească, nu se supune legii lui Dumnezeu. Și nici nu? Nu poate! Frați creștini, firea nu poate să slujească lui Dumnezeu. De ce vă chinuiți? Omorâți-o. Încercăm să trăim pocăința în firea pământească. Să nu mai înjurăm, să nu mai bem, să fim puțin tei mai buni. Însă Biblia spune că firea nu poate. Așadar, vreau să rețineți versetul acesta. Firea nu poate. Ea poate fi penticostală. Poți să o îmbrobodești, îi place. Poți să o pui în biserică, poți să o pui și în comitet. Firea nu are probleme. Însă firea nu poate fi duhovnicească. N-are cum! Biblia spune că n-are nicio șansă. Nu știe să fie duhovnicească. Tocmai de aceea, Biblia ne spune că firea trebuie să moară. Omorâți, pocăința este permanentă. Dumnezeu spune. Acum, întrebarea mea este, care este atitudinea ta la cina Domnului?
dezvinovățire sau pocăință permanentă. La cina Domnului, ori de câte ori ne apropiem de trupul și sângele Domnului, ori de câte ori ne spălăm picioarele unei altora, învățăm că trebuie să ne mai pocăim. Dumnezeu să ne ajute. Ligheanul dezvinovățirii apare în două feluri. Sau atitudinea din spatele ei o văd în biserică în două feluri. În primul rând, văd oameni care vin la cina Domnului foarte mulțumiți de ei înșiși. Sunt oameni care spun, am postit două, trei zile, sunt vrednic. Ce periculoasă este o astfel de atitudine? Să te vezi vrednic. Oameni care sunt mulțumiți de anilor de pocăință, oameni care nu văd nimic de adăugat la viața lor, oameni care, apropiindu-se de Domnul, n-au motive să-și ceară iertare și nu văd nimic în viața lor de credință. Mă spunea cineva, un frate, eu n-am nicio taină, tot înțeleg din Biblie. E greu să fie așa. E mândru. Cea mai vrednică stare la cina Domnului este, cum spunea cântarea grupului Elim Harmony, iată-mă, știu că sunt un păcătos spălat în sângele Hristos. Când spune Scriptura că trebuie să luăm cina în chip vrednic, de fapt, acolo ne învață Dumnezeu tocmai să ne vedem nevrednici. Cel mai vrednic chip de a lua cina Domnului e să te vezi nevrednic. Să spui, Doamne, învrednicește-mă prin jertfa lui Iisus. Dacă nu mai avem nevoie de har, de trupul Domnului, de mila lui Dumnezeu, de ce să o mai luăm? Am avut un prieten care spunea, Eli, nu am nevoie de harul lui Dumnezeu. Am înfiorat. Născut în casă de creștini, născut în biserică, dus la binecuvântare, 16 copii. Spunea Eli, nu am nevoie. 90% sunt faptele mele. Și numai când nu pot, e harul lui Dumnezeu. Am zis, măi, omule, nu zi asta. Bate-te peste gură. Vei ajunge zile în care să ai nevoie de har. Nu o să-l ai. Viața nu poate fi trăită decât prin vrednicia lui Iisus. Prin harul lui Dumnezeu. A ajuns într-o zi să-și piardă mințele. Să vorbească singur pe străzi. A devenit bolnav, schizofrenic. De ce? Pentru că nu putem trăi nicio zi fără harul lui Dumnezeu. Nu vă duceți la ligheanul dezvinovăției. Nu vă duceți la ligheanul neprihănirii personale. N-ajută la nimic. Firea pământească nu poate să placă lui Dumnezeu. Hai să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, învrednicește-ne Tu. Amin. Prin Hristos să trăim o viață nouă și nu în firea pământească și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Alții au o atitudine foarte periculoasă. Și mai periculoasă ca asta. Nu iau cina Domnului. Pentru că mereu se văd nevrednici. Aparent, oamenii ăștia sunt foarte pocăiți. O conștiință sensibilă, oameni ultraconservatori, care dau de înțeles că ei nu se apropie oricum. Însă să știți că în spatele acestei atitudini este o mândrie spirituală drăcească. Oamenii ăștia declară lui Dumnezeu, Doamne, luna asta nu spun. Nici nu apelez la pocăință și la harul Domnului. Dar promit că luna viitoare voi fi bun. Asta e atitudinea. Doamne, n-am reușit luna asta, nici nu mă pocăiesc, că nu se pocăiesc. Că dacă s-ar pocăia, luau. Și zic, Doamne, voi încerca luna viitoare. Și sunt oameni care din nimic nu iau cina Domnului. Că m-am certat cu nevasta, că el m-a gândit la nu știu ce, și într-un mod foarte ușuratic, trec pe lângă cina Domnului. Este o atitudine de dezvinovățire. De mândrie spirituală. Exact ca cei care o iau în mod ușurat. Frații mei, vreau să vă pun o întrebare. Dacă m-am certat cu nevastă, ce ar trebui să fac să iau cina Domnului? Să mă împac. Cât îmi ia? 10 secunde. De ce trebuie să aștept luna viitoare? Să-i dovedesc cu Dumnezeu că sunt mai bun. Când pot să recunosc? Da, am greșit. Dacă am un păcat, cât îmi ia ca să mă pot pocăi? O lună? Nici de cum. Pot să vii la biserică duminica dimineața, spui, frate păstor, uite, am păcătuit, în cu tare problemă. Mă mărturisesc, mă pocăiesc
Și eu ce? Nu spune Scriptura, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce, frate și surori. În Sfânta Scriptură nicăieri nu scrie, cercetați-vă și nu luați. Nicăieri. Nu știu cine ne învață pe noi asta. Cel rău. În toată Scriptura Biblia spune, luați și mâncați. Păi tocmai de aceea este cina Domnului. Că e ocazia să ne pocăim. Și când nu e, eviți ocazia recunoașterii păcatului tău. E mândrie. Nu există situație decât foarte rar, circumstanțial, că n-ai avut timp. Însă problemele spirituale se pot rezolva. Nu păi la cina Domnului. Înainte de consiliu. Înainte de asta. Văd frați care stau cu ani. Frate, nu pot să iau cina Domnului. De ce? Ce tată cu tare? Și trece un an, trec doi. Bun, și ce aștepți? Cât îți ia să spui iartă ce să vii la cina Domnului? Aș vrea că pe astfel de oameni să-i înspăimânt puțin. Că mulți cred că fac un serviciu trupului lui Hristos, că nu se atinge el. Sau un serviciu lor înșiși. Ce vă spun acum, poate pe unii o să îi deranjeze. Poate mi se pare radical, dar Biblia spune. Scriptura ne învață că trebuie să luăm cina Domnului în chip vrednic. Tot Scriptura spune că dacă o luăm în chip nevrednic, ne facem vinovați de trupul și sângele Domnului. Și asta are consecințe. Care sunt consecințe? Boală. Boală și neputință în trup. E grav. Nu este recomandat. Biblia nu recomandă să luăm în chip nevrednic. Trebuie să ne pocăim. Însă, ce spune Scriptura, fraților, despre cei care nu iau deloc? Nu au viață. Este mult mai periculos să o iei, să nu o iei, decât să o iei în chip nevrednic. Frate, asta spune Biblia. Nu că vă recomand să o luați în chipul juratic, Dumnezeu să ne păzească, însă nu o lua, nu este o soluție. Cine nu o ia, nu are viață. Ce mai rău, să fii bolnav? Sau să fii mort spiritual? Ce de viață? Să fii mort spiritual. Cel mai grav e să nu iei. E chiar mai grav decât a o lua în chip nevrednic. Tocmai de aceea, frații mei, trebuie să ne anevoim ori de câte ori avem ocazia să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Cu pocăința de rigoare. Și Dumnezeu să ne ajute. Ligheamul lui Hristos de masă că trebuie să ne pocăim ca să fim iarăși și iarăși curați de tot. La fiecare cină, din curați devenim curați de tot. Slăviți să fie Domnul. Iarăși și iarăși Hristos ne iartă, ne învrednicește și ne împarte har. Ce mare lucrare, ce tainică lucrare are loc la masă Domnului. Domnul să ne învrednicească. Mai mult, mă duc mai departe și vreau să observ o lecție pe care ne-o dă ligheanul acesta lui Hristos. Biblia spune, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Imaginea aceasta este imaginea umilinței. Această imagine a dezbrăcării lui Iisus de haine este imaginea umilinței. O găsim și în Filipeni, unde spune cuvântul Domnului că el n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat și s-a făcut asemenea oamenilor. O a doua lecție pe care o învățăm, pe lângă pocăința permanentă, iertarea de păcate permanentă, omorârea firii permanentă, învățăm o a doua lecție. Ligheanul ne învață umilință. Și să știți că de aia stârnește împotrivire spălarea picioarelor. Pentru că este o ofensă la adresa mândriei. Și cei care nu o fac, nu o evită pentru că au o problemă doctrinală cu asta. Biblia este destul de clară. Ai toate argumentele să o faci dacă vrei. Dar cei mai mulți oameni o resping. Pentru că este o ofensă și este prea umilitor. Să te pui în genunchi, să speri niște picioare. Este foarte umilitor. Ei, tocmai asta a vrut Dumnezeu să ne înveți.
Ei, tocmai asta vreau să cred că este, este recomandarea ca să o facem, măcar din când în când. Sunt biserici care nu o fac lunar, o fac o dată pe an. E bine și atât, măcar atât. Într-o lume în care suntem atât de gâdilați în firea pământească. Într-o Europa care respectă sinele. Gâdilă firea pământească. Ai numai drepturi peste toți. Drepturi în societate, drepturi în biserică. Suntem plini de noi înșine, că numai drepturi avem. Și în biserică, numai drepturi. Nimeni nu ne poate spune ceva că stărim în sus. Suntem atât de plini de noi. Într-o lume a competiției, spunea un frate, îl dăm o judecată de pastorul meu. De ce? M-a calumniat. A zis că sunt pernici spiritual. Am gândit. E greu cu astfel de membri. Numai drepturi am. Vor să fie înălțați, speriați. Că nu venim aici ca să ne transforme Duhul Sfânt. Nu venim aici ca Dumnezeu să ne vorbească prin slujitor și să ne pocăim. Ne place să ne laude. Ne place să ne se dea cinste. O lume a competiției. La serviciu competiție. De multă concurență între oameni. Ne dorim înălțare. Concurăm cu mașinile noastre. Realizările noastre. Copiii noștri. E natura umană. Mândria asta crasă. Tocmai de aceea, spălarea picioarelor este atât de binevenită. E umilitoare? Foarte bine. Tocmai de aceea, să o facem? Să ne umilim. Să ne umilim puțin, să spălăm picioarele aproapele nostru și să învățăm umilința. Nu ne place. Povestea un frate pe care îl cunosc foarte bine. Basul spune, mă, m-am umilit la cina Domnului lângă unul foarte modal. La spălarea picioarelor. Și zice, nu știu cum am făcut, m-am făcut o tică, îmi iau ceva. Care l-am încolit. Și m-am dus lângă altul mai curat. Și era prea de tot, era, nu știu, Binea, ce-a fost. Era un țăran ăsta care, foarte, mi-a fost greu, n-am putut să mă umilesc. Și îmi spunea el, când am plecat la biserică, am făcut pană. Și ploua afară, un noroi. Tot am fost numai noroi și tine până la capăt. Acolo jos, în noroi să schimb ploasa și Dumnezeu nu să vezi, ți-a fost greu să sper picioarele lui fratele. Acum stai aici, noroi. Nu e bine să ocolim lecția umilinței. Are atâtea beneficii spirituale. Și tocmai asta învățăm. Umilința. Dumnezeu să ne dea umilință din plin. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Ligianul lui Pilat este exact opus. Pilat, dacă veți, reprezintă exact mândria, înălțarea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că acest om a plecat urechea la dorința omului. Și spune cuvântul Domnului așa, Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Și strigătele lor și ale preoților au biruit. Pilat a ales slava lumii. Să placă oamenilor. Pentru că atunci când placi oamenilor, ai admirator. Atunci când slujești oamenilor și nu e perii, toată lumea te laudă. Și ai slava oamenilor, însă nu ai slava lui Dumnezeu. Și când alegi slava lui Dumnezeu, s-ar putea ca unii ori să pierzi slava oamenilor, pentru că tu ofensezi mândria omului. Dumnezeu să scoate cât mai mulți lucrători care să lovească mândria omului, nu s-o perie. Repet, firea nu trebuie pusă la muzeu, în ceară, periată și rostuită, trebuie omorâtă. Și datoria slujitorilor să predice adevărul. Pilat a vrut onoare. Pilat a vrut glorie omenească. Și spunea cuvântul Domnului în Ioan despre preoți același lucru, căci au iubit mai mult slavă oamenilor decât slavă lui Dumnezeu. Dragii mei, atunci când place oamenilor, deși totul pare în regulă, pierdem slava lui Dumnezeu. E atât de periculos să pierzi slava lui Dumnezeu. Stătea Petru și Ioan în fața unui sinedru întreg, în fața unui sistem religios, care impuneau părerile lor omenești. Și spunea Petru, oare este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Dumnezeu să ne vorbească, să ne transforme și să învățăm umilința. Ligianul lui Pilat înseamnă glorie, slavă. Sunt convins că a arătat mult mai bine ca ligianul lui Iisus, a fost probabil unul de aur sau de argint.
Avea bani, avea tot ce-i trebuie, ne place slava lumii, însă, dragi creștini, Hristos ne cheamă la umilință. Și știți ce l-a ajutat pe Iisus foarte mult să fie umilit? Biblia ne spune că, fiindcă știa că de la Tatăl a venit și că la Tatăl se întoarce, Iisus s-a dezbrăcat. Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Atunci când ne cunoaștem locul în trupul lui Hristos, atunci când ne cunoaștem valorile, când ne știm măsura, nu suntem ispitiți de păcatul mândriei ca alții. Atunci când nu ne știm valoarea, când nu avem încredere că Dumnezeu a pus ceva în noi, începem să dăm din coate. Găsim un astfel de exemplu, Sfânta Scriptură, când concurența asta care ne mănâncă, îl ispitește pe un mare om al Dumnezeu. Vin niște oameni ispititori la Ioan și zic, învățătorule, cel despre care ai predicat e dincolo de Iordan și botează și el și fii atent, botează mai mulți ca tine. Ce zici? Uite că toți merg la el, tu nu mai ai adică, ce faci? Biserica ta se golește! Și Ioan le dă o lecție a umilinței și spune, auziți, omul nu poate primi decât ce este da. Iisus știa ce are. Noi ar trebui să știm ce ne este dat în trupul lui Hristos. Omul nu poate primi decât ce este da. Atunci se poate cumpăra, frații. Să vă dau un exemplu foarte practic din sport. Pavel spune că putem să învățăm de la jocurile de orice. Exemplu, la box. Nu te poți lupta cu oricine cum vrei tu. Există categorii foarte clare. Categoria muscă, semi-grea, grea. Dacă m-am născut mititel, la 60 de kilograme, oricâtă sală fac eu, cât aș fi de tare, nu mă pot bate cu cel din categoria grea. Că l-ați văzut mai înalt. Și dacă intri în ring cu unul cu un cap mai înalt, te doi pumni în jar. Și niciodată unul din categoria muscă nu va lupta cu unul din categoria grea. De ce? Pentru că categoria e de naștere. Ne naștem cu un anumit potențial fizic. Tot așa, fraților. Categoria spirituală e dată din cer. Mândria este o nebunie. Dorința de slavă e deșartă. Omul nu poate primi, frații mei. Văd că un gând din cod vor să fie number one. Dar nu ești chemat. Tu nu vezi că n-ai. Tu nu vezi că ești categoria muscă din punct de vedere spiritual. De ce vrei în față? Dăm din coate, concurăm, fără să ne dăm seama că, de fapt, categoria nu se poate cumpăra. Asta nu vine nici cu timpul. Categoria e dată de sus. Ești chemat să fii păstor? Nu poți să fii altceva. Mulți spun, frate, nu vrei să fii păstor la noi. Spune, fratele, nu-ți chemat. Ba, frate, eu cred că tu poți să fii păstor. Că vorbești bine, frate. Dacă m-am născut rață, nu pot fi pește. Mulți încercăm din rață să devenim pește și invers. Că ne place să fim dirijor. Poate nu ești chemat să fii dirijor. Ești chemat să fii proroc. Fii ceea ce te-a chemat Dumnezeu să fii. Iisus știa cine este. Trebuie să ne cunoaștem locul în trupul lui Hristos, chemarea și valorile. Și nu vom fi ispitiți de alții. Vorbeam ieri cu Neu, la el acasă, spuneam, uite predicatorul cu tare, uite predicatorul cu tare. E atât de absurd să fii gelos unul pe celălalt. Și spuneam, uite ce bine predic cu tare. Are altceva. Eu predic într-un fel, altul, un alt fel. Unul cântă un stil, altul alt stil. De ce trebuie neapărat făcută comparație? Comparația e drăcească. Hristos ne învață. Și atunci când știi ce valoare are și ce ai primit de la Domnul, nu vei fi ispitit să iei locul aluia, că tu știi locul. Și Ioan ne mai spune ceva aici. Trebuie ca el să crească. Iar eu să mă micșorez. Drag frate și soră, chiar dacă ești la categoria super grea, și ai daruri multe, oricât de sus ai fi, în trupul lui Hristos, trebuie să descrești, să te umilești și el să Ligianul lui Hristos, spălarea picioarelor, ne învață umilința permanentă. Și ce bine ar fi ca astăzi să învățăm umilința. Să nu credeți cumva că lecția asta umilinței e doar așa lunară sau anuală. E zilnică. Mi-a plăcut ce spunea cineva, zicea, mândria e ca barba. Dacă nu o barberești în fiecare zi, crește. Nu pot să mă barberesc azi, să zic că-ți barberi pe luna viitoare.
că sunt barbere și mâine. Exact așa e mândria omului. Trebuie barberită zilnic. Dumnezeu să ne aducă la aceasta. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu. Permanent, continuu, la fiecare cină, în fiecare zi, ca să învățăm această lecție a dezbrăcării de noi înșine, a înălțării lui Hristos în viața noastră. Amin. Amin. E o lecție grea, dar o lecție pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. Slăviți să fie Domnul. Spuneam că, în primul rând, e lecția pocăinței. Spălarea picioarelor ne amintim că din curați devenim curați de tot. Dumnezeu ne iartă. Trebuie să ne pocăim, să ne cercetăm. Numai așa putem să luăm cina Dumnezeu. Pocăindu-ne. Spuneam că acest lighean ne învață, de fapt, smerenia. În timp ce Pilat ne învață înălțarea. Să placi norodului, să placi publicului, să fii un om admirat de oameni. Lucru ieftin. Devine mai departe, găsim o ultimă lecție aici. Spune Scriptura, și cu acest gând aș vrea să și închei, spune Scriptura că El a zis, voi mă numiți învățătorul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunt predator să vă spălați, înțelegeți voi ce am făcut eu? Și spune, adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât celor ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Ultima parte a acestui pasaj vorbește foarte clar despre a face. Cuvântul spune clar, și voi sunteți datori să faceți. Nu doar o atitudine a smereniei, nu doar o conștientizare a iertării. Biblia ne vorbește și ne spune că trebuie să facem. Și acest cuvânt a face, îl găsim explicat mai bine, în Luca 22, unde spune așa. Care este mai mare? Cine stă la masă? Sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește. Ultima lecție pe care spălarea picioarelor ne învață e lecția slujirii. Viața cu Dumnezeu, dragi creștini, înseamnă să faci ceva practic. Nu rămânem la atitudini, nu rămânem la lecții simbolice. Trebuie să facem. Tocmai de aceea spălarea picioarelor este foarte eficientă. Că trebuie să facem. Unii spun, domnule, noi luăm o învățătură, ne smerim inimile. De ce să nu și faci? Te smerești practic acolo. Smerenia, trăirea cu Dumnezeu, are lecțiile ei practice. Ligheanul lui Hristos ne învață slujirea. E bine, ligheanul lui Pilat este tocmai opusul. Pune Scriptura că la un moment dat, de fapt, Ioan relatează un pic mai detaliat. Și Ioan îmi deschide ochii să înțeleg de ce Pilat a acceptat oferta iudeilor. Gândiți-vă că era împărat și putea să aleagă orice. De ce Pilat a ales să placă oamenii? Pentru că acești evrei au știut cheia. Evreii au pus în broască exact cheia de care era nevoie. Au fost foarte vicleni și au pus punctul pe ei. Știți care a fost cheia? De atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Dar iudeii strigau, aici a fost cheia. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cesar. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Și continuă Biblia așa. Când a auzit Pila aceste cuvinte, a scos pe Iisus afară, a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit pardosit cu pietre, în evrește gravata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, facă și mai tare. Ia-l, ia-l și răstignește-l, spune Biblia. Să răstignesc pe împăratul nostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns. Noi n-avem alt împărat decât pe cezar. E bine, bine, dar de înțeles că atunci când a auzit Pilat de cezar, i s-a prins lampa. Își pierdea scaunul. Pilat a ales stăpânirea. Era șef, era lider. Dacă ar fi ales să-l dea pe Iisus. Când a auzit că este o ofensă pentru cezar, că s-ar putea ca unii să-l reclame,
și să-și piardă stăpânirea. A ales compromisul. Dragi creștini, ce alegem? Ligheanul slujirii sau stăpânirii? De altfel, e în sângele nostru să stăpânim. Această competiție permanentă din societate este oarecum naturală. Când am fost creați, Dumnezeu ne-a creat să stăpânim. E scris în carnea noastră dorința de a stăpâni. Fie prin faptul că dominăm cu banii, fie cu influența, fie cu orice altceva. Ne place să stăpânim. Biblia spune că Dumnezeu ne-a creat să stăpânim într-o lume perfectă, însă lumea a decăzut și această stăpânire a devenit diabolică. Spune Biblia așa că Dumnezeu când ne-a creat, a rostit o binecuvântare. Și era o binecuvântare atunci. Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare. Am fost creați să stăpânim. Ne place să stăpânim. Va mai mult, Scriptura continuă, Psalm, și Duhul Domnului inspiră pe David în Psalm 8 și spune, ce este omul? Ce înseamnă, de fapt, om? Care? Și spune cuvântul Domnului așa, l-ai făcut cu puțin mai jos decât Dumnezeu, ce afirmați. L-ai încurunat cu slavă și cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate, spune Biblia, auziți? Toate le-ai pus sub picioarele lui. Am fost creați să stăpânim într-o lume perfectă, fără egoism, însă diavolul a pervertit această dorință. Și astăzi nu vedem decât o dorință nebună de stăpânire a Europei, a Rusiei, a Americii. Războaiele nu sunt decât o formă, o manifestare a acestei dorințe de a stăpâni peste alții. Însă Mântuitorul venea și spunea în Luca, în capitolul 22, și zicea el așa o lecție extraordinară. Împărații neamurilor domnesc peste el, stăpânesc peste el. Și celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcător. Mi-am cunoscut fenomenul acesta în România, deși eram asuprit și mâncam numai ce mâncam și cu rația, totuși îl numeam pe Ceaușescu cel mai iubit fiu al poporului. Ne stăpânea și îl mai numeam și binefăcător. Eu nu spune Biblia. Uitați-vă în Coreea de Nord. Oamenii plâng când le moare dictatorul. Le e dor de alt. Spălare de creier. Oamenii se stăpânesc peste popoare. Împărații, președinții, patronii stăpânesc de multe ori peste angajați. Și de multe ori, din păcate, chiar slujitorii, în ghilimele, a unor culte sau biserici, stăpânesc peste biserică în loc să păstorească biserică. E dorința firească a omului să stăpânească peste alții. Însă Mântuitorul vine și spune, între voi să nu fie așa. Frații mei, biserica Domnului, n-avem nici papi, nici despoți, nici stăpâni. În biserica Domnului avem numai Domnul să ne cercetează. Oare cum învățam în această cină lecția slujii? Ziua judecății. Vom fi judecați după ceea ce am făcut practic. Slujire. Atunci când se făcea acea afirmație în Matei 25, veniți binecuvântații Tatălui. Moșteniți împărăția. Tot cerul se da ei. Am zis, Doamne, oare ce fac în ziua aceea? Și cuvântul Domnului spune, m-ați văzut voi? Slujire. M-ați văzut flămând și mi-ați dat stămâni, slujire. Am fost în temniță și m-ați vizitat, slujire. Tot ce se scrie în Matei 25, tot ce va conta mai mult în ziua judecății, este slujire practică. Frați și surori din Arganda, nu suntem aici ca și consumatori, ca și pretențioși, ca și oameni care băgăm de vină și așteptăm. Suntem aici cu toții ca să învățăm slujirea. Slujirea aproapelui nostru. Biserica n-are decât slujitori. Între voi, spunea Domnul, să nu fie ca în lume, ci să fie altfel. E legea lui Dumnezeu. Slujire, slujire și iar slujire. Încheie această cuvântare și doresc ca Dumnezeu să ne credincească, să învățăm pocăința, Dumnezeu să științească poporul. Să ne credincească prin sângele Mielului, să ne apropiem cu inimă curată. Și dacă nu e curată, Dumnezeu să ne ierte, să ne elibereze
și să ne facă curați de tot. Să învățăm de la Nicheanul lui Hristos lecția umilinței, să ne sperim, să învățăm, să ne sperim. Și chiar mai mult, să învățăm slujirea. Dragi creștini, Dumnezeu ne cheamă să slujim. Domnul să fie cu noi toți, la sărbătoarea noastră, și fie ca Harul lui și viața să fie împărțită din belșug peste adunare. Amin.